Ștefan, o înfrângere dureroasă așa pe final. Da, o înfrângere dureroasă. Am avut un moral bun la meciul de astăzi. Am avut 3 victorii și 2 rezultate de egalitate. Am avut mult ghinion. Bară la 0-0 îi înscriu. După noi iarăși bară ei, iarăși înscriu pe final într-un tarambol, sare minge la primul gol. Primim un gol de nimic. Asta a fost să fie. Ce au fost mai bune? Au avut în afară de noroc? Nu cred că au fost cu nimic peste noi. Noi am fost echipa care am pasat, am încercat să jucăm fotbal, dar ghinionul a fost de partea noastră astăzi. Ce urmează? Urmează meciul cu cei de la Titu și trebuie să câștigăm neapărat.